Și notificare nu vine? Păi eu știu, bă, că știu. Hai, domnule, că vine și notificare. Trebuie să vină, nu are cum să nu vină. Hai că iar începe, dacă e. Ia uite. Așa tot. A venit. Să te ocup să o livrez pe Facebook. Gata, domnule, imediat. Momentan sunt doar noi. A, dar știu o chestie, eu trebuie să stau pe lângă ușă pe aici. Că este problema cu semnalul. Salutare tuturor! Suntem live iarăși, așa cum v-am obișnuit în fiecare joi seara. Și țin telefonul în mână, pentru că am uitat trepiedul în mașina care este pe elevator. Și o să o dăm jos, bineînțeles. Dar de ce după mă sunt pe Facebook la păi domnul Robert e puțin agitat, puțin nervos. Domnul Lupul temperează. Și-a făcut aici locație? Îl găsesc? Nu știu. Vă salutăm pe toți, vă salutăm. Să ne strângem puțin mai mulți. Și vă ascultăm și suntem numai ochi și urechi la întrebările voastre. Na. Chiar e nervos. Când lucrează la Volkswagen e nervos. A avut și un mic incident cu recuperatorul de ulei. Nu din ăla de milioane de vizualizări, dar a fost un mic incident. Ia uzi, domnul Preda, de ce ești nervos când lucrezi la Volkswagen? Păi dacă sună omul ăsta, mă sună de 10 ori, zici că muri. O fi rămas în drum, în șanț, undeva. Păi sună așa, să vadă ce fac, dar dacă sună, da, înseamnă că omul ăla nu-ți răspunde. Nu-ți răspunde. Ori a murit, ori nu vrea să-ți răspundă, ori e ceva. Aha. Salutăm și echipa de la DM Auto. Punem, ce ulei punem astă seară? Bunica. Bunica? Păi nu-l apuci, nu mai. Dar unde e uleiul? Chiar? A, uite, domnul Lupu, dacă vei fi matale, amabil, să aduci două bidoane de acolo, din acea cutie, care a venit de la DM Auto cu domnul Fane, curierul. Și aici mai este un filtru. Mai e un filtru de aer pentru mașina lui Sorin. Mai și despachetăm sau îl punem așa? Băi, nu cred că să-l despachetăm. Trebuie doar să-l... să-i scoți... capacul. Așa, domnule, facem să fie. O să pe Lorenzo, care ne asistă din umbră. Ce înseamnă să ai mașină clasică? Te doare la bască, de tot ce înseamnă testere, scule, chestii. Iulian, te salutăm și pe tine. Se fac niște intervenții la orablă de Volkswagen aici, gen un schimb de ulei, o chestie de asta, un filtru, o... Aici se întâmplă ceva. Aici se întâmplă ceva, e cartomatic, o să-l pui aceea. Așa fac. Mamă, stai că bidoanele ăștia au, sunt unele dintre ele, sunt renumite pentru o problemă. Deci astăzi chiar fu ziua uleiului. Negrese ceva folosit? Nu prea, astăzi nu. Pot să mă mânc pe sub mașina asta așa un pic de rugină, de chestii de alea? E alt Volkswagen, copt. Băi, domnul Preda, de unde le găsești, băi, de unde le aduci, băi, nu știu. Sparte de rugină și cu ulei pe aici, a curs. Iată ce arată de tine. Da. Păi. Și uleiul pe unde-i? Păi da, păi știu. Renault Fluence 2012 1.5 NUTDI DCI 88.000 de kilometri. Nu știu prețurile, dar e o mașină ok, să știi, motorul e un motor bun. Pădurețu, tu ne pui aceleași întrebări la fiecare live, iar noi alegem aceeași soluție la același răspuns la fiecare întrebare a ta. Nu-ți spunem. Sus, jos, sus, jos. Domnilor,
Nu pot să vă spun decât un singur lucru. Echipa câștigătoare nu se schimbă, vorba lui domnul Lupu. A vândut Frankfurt Toyota deja? Am văzut și eu că vroia să o vândă. Dar să o vândă așa de repede, mă îndoiesc că dă cineva să-ți ia bani pe praful ăsta pe o pseudo-mașină. Interioarele ce scrie aici, de ce interioarele de la modelul de Renault de prin 2008-2013 sunt așa urâte? Nu știu. Nu știu ce să-ți spun. Christiansen, Ghici. Păi, Pădurețu, poți să comunici tu cu domnul Lupu pe mesagerie, pe ce vreți voi, dar da, te rugăm din tot sufletul, nu ne mai pune aceleași întrebări de fiecare dată. A vândut-o la reprezentanța Ploiești? Mă rog. Dar dacă era o mașină așa de extraordinar de bună, de ce a vândut-o după un an sau doi și cu 20.000 de kilometri? Sau mai bine zis, de ce a cumpărat-o? Că dacă, părerea mea, că dacă îți cumperi o mașină nouă, te s-o ții măcar un 5-6 ani ca să te bucuri de ea, că de-aia o cumperi nouă. Așa, e o rablă de asta ca a mea, o ții un an, doi și gata. Domnul Lupu, ești mai tare amabil tot așa să amenajăm și noi decorul nostru pe aici. Ce se face? Să amenajăm scaunele, să nu stăm noi în picioare tot episodul. Amenajăm. Te așteptăm. A, apropo de like-uri, chiar. Bubuiți și voi butonul de like să ne strângem și noi mai mulți. Am văzut că și-a cumpărat X3-ul ăla. Mă rog, alți bani aruncați pe mașină veche, chiar dacă are kilometri puțin. Și cu un motor complet nepotrivit pentru o mașină de gabaritul ăla. Așa. Domnul Lupu? Da. Domnule, domne, masa încoace, domne, dacă vrei, matare, că putem pune acest telefon pe masă. Păi, trepiedul în ce mașină l-ai uitat? Ce? Trepiedul în ce mașină l-ai uitat? În mașina asta. A. Adică în mașina mea. Este un alt Touareg 3.0 automat pe arcuri. Pentru monstrul este 2008 curat, fără niciun punct de rugină. Și așa mai departe. O să o vedeți prezentat în curând. Unde? Lasă-mă, bă, adu-mă asta încolo, Lorenzo. Ca să punem ăsta. Păi da, pune aici. Că nu cred că mai păi e prin mașină și n-are rost să mai ne trofocăm. Urcă-te după el, coboară-te. Cred că suntem drepti. Chevrolet Captiva. O mașină destul de bună. Tocmai a reparat Laurențiu una zilele astea. Dar atenție cu motorul de 2 litri diesel, că este cam foarte gurmand. La combustibil. Nu mărțumesc, nu vreau să aud de iPhone. Te vină mă încoace să-ți facem prezentările aici, că tot Florin Stoica. La cine să ne curățăm mașinile? La Robi, vecinul de hală al lui Laurențiu și al lui Robert al nostru? Eu nu lucrez pentru Ford, Florin Stoica, deci nu o să primești așa ceva. Ne întreabă urmăritorii că la Ford se dă acum o primă de 65 de milioane. Bă, merge treaba! Merge treaba, înseamnă. Nu? Da, dar cea mai tare, chestie este domnul Lupu. Am văzut o știre de la niște cercetători din California. Așa. Care au făcut de curând o mare, mare inovație. Dă-te mai încă la urechi. Ar trebui să opriți soba, a? Și asta, da, da. Deci au făcut o inovație în domeniul ăsta al energiei nucleare. Ceva ce nu s-a mai făcut până acum. Și este un pas important pentru energie. Ia, domnule, un loc aici. Energie viitoare, gratis sau mai mult mai ieftină. Domne, prețul energiei îl dă piața. Indiferent cum e produsă sau nu. Da, domne, da, dar e bine să apară chestii, soluții din astea noi. Păi, da, acum 2 ani energia electrică era foarte ieftină. Acum nu mai e. Piața dictează prețul. Comentariile. Da, tu ce e ăsta, bă, bă? Deci el este Robi. Cum se numește firma ta? Robert Garage Detailing. Robert Garage Detailing, care este vecinul de hală cu Laurențiu și cu Robert. La el ne facem noi mașinile frumoase. Da. Păi vezi că te vede lumea, ai grijă, treaba ta ce spui. Eu zic că nu, praf. Deci tu schimbi la reclamă. De fapt nu-i de la asta. Nu-i de la asta să meargă. Așa. Să mâncăm și noi un colț de pâine.
Neagră, măcar. Tuaregul din spate este al meu. A, bă, hai să ne dăm cu totul mai așa, că văd că mai e loc. Da, da, bravo, da. N-am avut bani de Toyota, de Lorenzo, vino frate, din coace. N-am avut bani de Toyota, de nu știu ce, altă mașină nouă și mi-am luat-o din asta, că am mai avut ce am zis, am mai multe. Acum primește ulei Ravenol din mâinile lui domnul Preda. O părere Kia Sportage 2015, păi mâine urmează un episod. Mâine chiar urmează un episod foarte interesant. Am filmat la Sebeș o Kia într-o stare foarte bună, dar cu niște cauciucuri în care era să o facem praf. O să vedeți episodul mâine. Chiar câte toareguri ai avut până acum? 4, domnul Lupu. Doar 4? Da. Dar pe ăsta nu decenție, în modul meu. N-am, bă, bani, că mi-aș lua. Păi le gătăm în două și ții. De tunăr, nu? Passatul e nemuritor, nu poate fi vândut. Apropo, Roxana vă transmite complimente și salutări tuturor domnilor care au beștelit-o în comentarii. Ce fost, mă? Alex, dacă mai găsești încă un alt Passat berlină cu dotările mele din același an cu prețul ăla, ți-l dau. Tuaregul meu a venit dintr-o țară mai caldă. Din Africa, de știu. Special a fost cumpărat de acolo ca să nu aibă rugină. Bate Daniel, cred că sunt la al 10-lea schimb de ulei Ravenol și Robert la mașinile lui la al 4-lea, al 5-lea, Cristi pe la al 3-lea și nu văd de ce să schimb marca de ulei pentru că eu sunt foarte mulțumit de el. Fii atent că Pădurețul a adoptat o strategie nouă în întrebări. Te întreabă ce mașină ai avut cel mai mare și uite, vrei să știi ce pot să-i fac eu la un click distanță lui? Nu, no, lasă, lasă. Dă-i pace. O, Ionut Șupi, te salutăm, prietenul nostru care lucrează la Jaguar. Ia o Dorento, să te jucuri, să te bucuri de XJ. Mamă, yeah. De el și încă mă bucur. De fiecare zi când mă sui și în mașină, am o măcere așa. Ionut Șupi, ce, ce provocări ai tu la ora asta la serviciu cu Jaguarul indienilor, cum ar veni? Bă, râdem, glumim, dar Jaguarul ăstea și mașinile astea din anii până prin 2005, așa chiar au fost mașini de adevărate. Pe urmă încep așa, ușor, ușor. Da, asta este. Cam toate încep așa să fie. Cât mai neruginit. La o mașină veche, care are peste 12-15 ani, cel mai important este starea caroseriei. Tehnic o vei repara, dar dacă ai o caroserie cu găuri, o vei repara și pe aia, dar destul de dificil. Eu nu știu, m-am lăsat de packaging, am făcut un an și ceva și am trecut la nou. Ia o domnul Preda, cum se numește sunetul de notificare care l-ai la telefon? Ăla de face ca un GD-ul, ca ceva ce. Ia uzi, alien. Alien. Am luat după 10 de ăla. Dacă ai Samsung, dacă am vrei, dacă ai, ai un moment. Bobu Bogdan, mie mi-au plăcut tot timpul modelele Volvo. Sunt niște mașini oarecum exclusiviste și, și frumoase, dar cu costurile aferente. Dacă poți să-ți permiți una, și mai ales eventualele reparații, deci să nu-ți cumperi. Ia uitați aici, vocea adevărului. Ioan Marius Tere. Bună băieți, am o Kona electrică din 2022 și pot spune că nu m-am întors niciodată la o mașină termică. Corect. Și noi am face același lucru. Și eu mâine mi-aș lua o mașină electrică, dar o mașină electrică de calitate începe de-abia de la modelul tău în sus. Indiferent cât de scump ar fi curentul, dacă raportezi la câtă putere ai la o mașină electrică față de una de aceeași putere pe benzină sau altceva, motorină, clar, mașina electrică e imbatabil. Ia o ce spune anonimul, mie mi-e greu să-l cred.
Că a băgat ravenul și consumul ulei. Păi poate n-ai băgat specificația care trebuie, te-ai gândit? În ce mașină? Și în ce mașină, da. Titi, te salutăm și te mai aștept pe aici când ai drum. Dragoș Pahonțu, Loganul costă 16.000 de euro, că e cerere pentru el. Am văzut și eu, deci e incredibil că la ce prețuri s-au ajuns cu mașinile noi. Dar la toate, nu doar la Logan. Știi? Am configurat un Focus ST. 48.000 de euro. Și peste câți ani de zile? E de așteptat. Antonio, dacă vrei să vinzi Golful 5 și să-ți iei un BMW seria 1 pe benzină, eu te sfătuiesc să nu faci lucrul ăsta. Da. Nu am Webasto pe staționare, Webasto cu programare. Doar la King Kong am avut din ăla. Ia uite, te-a apucat de vopsit? Domnul Preda încă nu vopsește, dar... De câte trie. De câte trie, dar nu au parte de vopsitorie, da? Poate într-un viitor. Au niște băieți cu care colaborează. Cui olandezi? Stage 1 la benzină aspirat își dă ca și cum își dă sticărele lipite pe parbriz. Nu, e... Mai mult de 10% maxim de puterea motorului n-ai cum să spui. Mai mare. Da. Oricum, dacă observați așa tot cam ce se întâmplă în jurul nostru, prețurile au sărit în aer la o grămadă de chestii, nu numai la lumea auto. Și tare mi-e frică că nu se vor mai întoarce niciodată la ce a fost odată. Păi chiar dacă ar reveni chipurile pe piață, Mihai, revin chipurile, se ieftinește motorina. Gândește-te cum ar fi acum să-și vândă un producător o mașină la 30.000 de euro și peste 3 luni să-ți vândă aceeași mașină da? La 27.000 de euro. Știu. Oricum, suntem bine, cum s-ar spune. Aproape vai de capul nostru. Prețurile nu vor scădea la niciun produs de vânzare. Da, înapoi nu mai dau niciodată ce ai. Au ajuns la noi. Poate unele se vor menține pe linia asta, la același nivel. Dar în cel mai bun caz, se vor mai mări salariile. Exact. Dar prețurile nu vor mai da înapoi. Când se vor mări? Dom'le, în funcție de angajator. Când intrăm în Schengen? Ieri! Dar v-am spus că nu vom intra în Schengen, dar nici prea curând. Ia-mă rupă. Da. E trist că într-o zi așa în care noi românii toți așteptam, gata, ne bagă și pe noi în seamă, deși unii spun că de 11 ani acele condiții sunt îndeplinite, de fapt am văzut că nu vă băgăm în seamă. Domnul Preda, ce se întâmplă? Te asist? Trebuie să te asist. Trebuie să te asist acum la al doilea bidon, așa puțin. Nu, domnule, acum la al doilea bidon, așa să facem și puțină reclamă, mascată. Ia vezi, că trebuie să-i bagi 9 litri, 8,9. Și un litru rămâne pentru consum. Mașină pentru diesel de după 2015, sau? Să faci Uber cu ea. Nu știu, un model Renault, model Dacia, ceva. Dar ce făcut și pe ăștia din traumatizări? Au fost traumatizate de curier. Pa, pa, pa. Acum intrăm în martie, anul viitor, în Schengen. Pariu, mă îndoiesc. Mă îndoiesc. Exact. Ne întoarcem la locurile noastre. Gata, pauză. Nu am cum să vă arăt interiorul, pentru că mașina este pe elevator și nu se pot deschide ușile în poziția asta. Dar o să vă arăt că va merge la Robi pentru o deratizare pe care artificială. Aici ce se întâmplă? Ce e aia? Păi tu ce-mi spui? Nu știu ce sunt alea.
Le-am găsit aici. Păi a, trebuie să schimbe becul, nu știu ce trebuie să fac, Robi știe ce are de fapt. Nu mă băga în probleme de ăștia, că nu mă pricep. Părere Focus 2019, nu-și lua automat. Vine și clip cu Ford Focus, cred că duminică, nu știu, cam chiar unul din 2019. Foarte dar, bun motorul de 1.5. Foarte bun motorul, foarte bune frânele, foarte bun șasiul și ceva spațiu la Focus 4, că da, e mai bine ca la Focus 3. Cine câștigă mondialul? Nu mă pricep. Ah, stai că pădurețul. Tocmai lui răspundea. Nu mă de pricep. Ce? Vrei să știi din ce țară ții mașină sau ce? Din Maroc? Păi oricum joacă Franța contra Franța, că nu e... Nu e... Au jucat? Și cine a câștigat? Franța. Adevărata. Unu. Franța 1. Franța 1. Și în finală cine cu cine e? Argentina. Cu Franța. Bun. Bate. Da. Cine crezi? De tot ăsta multe profesori. Păreri mașini argentiniene, păi... Păi să fac și acolo. Și Volkswagen, și Ford, și... Nu știu, Ford nu se fac, cred că se fac. De ce nu se fac? Mi se pare. Și Dacia. Ați întâmpinat problema cu volanul strâmb și nimeni nu e stare să facă o geometrie corectă. Da. Problema nu este doar din geometria roților, este și din poziția volanului pe axul volan. La unele modele, cam la jumătate din ele, se poate roti volanul față de axul volan. Bine, e o problemă complexă asta. Poate să fie cauză și caseta montată mai... Nu prea. Toleranța la casetă este foarte mică. E vorba de 5 mm maxim, dar nu e un centimetru, cam 5 mm. E o toleranță pentru a putea pune și ruburile ușor la el. Problema dacă pune asta geometria, ori sunt probleme mecanice la sub partea de suspensie a mașinii, telescop strâmb, braț strâmb, ori a fost un braț. Brâna ui! Iartă-mă, Oleac! Adevărul ăsta că mașina de serviciu e cea mai bună mașină. Îmi place de. Cică, opa, văd că l-ai luat pe Dani bocadul de echipă. Acum vine și Leo. Da. Încă n-am unesc ca el. E, o să ajungi. Am îngulțit și fără numere. Ștefan de SG. În România cred că nu se vor interzice mașinile Euro 3 și Euro 4 prea curând. Pentru că... Când s-au terminat de aduși din țările europene, atunci o să se interzică. Dar, și la noi. Vă întreb un singur lucru. Care a fost în Grecia. Grecia care este o țară care nu are păduri sau foarte puține. Voi ați duce mașini vechi au greci? Păi ce facem atunci? Da, și în Italia unul. Sau în Italia și în multe țări sunt mașini vechi. Italienii au în zonele istorice, au interzis la mașinile și păi zonele istorice, nu în centru. Da, și în centrul orașelor. Dar știi ce e problemă în Roma, spre exemplu? Că nu poluează mașinile, că n-au acces, da? Dar poluează scuterele. Nu, care sunt în doi timpi. Au niște autobuze de... Zici că au softul la vericul făcut. Da. Apropo de chestia asta, mai multă chestie din Italia, căci care exista o lege care nu te lasă să stai cu mașina pornită pe loc. Decât dacă mașina nu are un sistem de genul start and stop. Adică vara n-ai voie să stai cu clima pornită și cu motorul mergând. Nu știu ce să vă zic. Nu, doar am auzit. Golanul, pot să întreb de 5 ori sau de 6 ori aceeași întrebare. Ajungem și la întrebarea ta. Cred că este foarte rar un Audi A4 B9 manual, dacă se mai face. Vlad, tehnic, te așteptăm cu Skoda de 300 de cai. Oho. Mare drag. Megane 3 GT 2.0, deci 165 de cai. Megane e o mașină bună, atenție cu motorul respectiv, e mai sensibil. Cai mulți, sisteme complicate. Nicule, păi mopedă de-aia ai, de ce te dai cu ea pe coclau sau pe unde duci tu? Mai trebuie Vespa ție.
N-ai trotineta aia electrică de să ajunge la 50 în 3 secunde? Ce mai vrei, Vespa? Oh, Cătălin Iosu. La Magda, la mașinile care au suspensie independentă, se reglează și spatele. Da, ce să zic, dacă nu stă volanul drept și mașina merge drept, s-ar putea să ai o componentă de direcție de suspensie uzată, ruptă, gen o spiră, o bucățică dintr-o spiră din arc sau o flanșă tasată sau... Stai așa un pic, suspensie independentă spate, ok. Dar ce legătură are cu volanul și suspensia independentă? N-are nicio treabă, am explicat. Poate să fie umblat la mașină și axul, volan... Știu și asta. Știu. Se poate roti puțin și nu se mai poate face geometria, că este și electrică și... Da, da, da. Și că în Elveția ești 100 de franci dacă stai cu motorul pornit, fără să te deplasezi. Cât timp? E, vezi? Acolo contează. Și cât timp stai cu motorul pornit? De, domnul Preda, lasă domnule Magmatale lucra, mai vină și la noi aici. Domnul Preda, dacă se întâmplă de ceva, de lucru, nu se oprește până nu termină. Darius, acum am aflat de la voi că a vândut Frankfurt mașina cu 1000 de euro peste cât a cumpărat-o. Bine că a vândut-o. Deci o fi cumpărat-o. Și că a vândut-o către reprezentant. E clar că reprezentantul caută mașini în anii ăștia de la clienți cât mai noi sau cu mașini fără prea multă uzură și vechime ca să le revândă mai scump. Dar din nou, la o chestie din asta, pot să spun și eu că am vândut nu știu ce cu un preț astronomic. Ai fost de față să vezi bani, abia atunci poți să spui, da, doamne, cu atât a făcut, a vândut. Mulțumesc, Ionuț, o să mă bucur de ea. Domnul din dreapta mea este Laurențiu, colegul... Pe Laurențiu cred că îl știe lumea, din dreapta imaginii, că... A, din dreapta mea. Domnul din stânga mea și din dreapta, cum vă uitați voi, este Robert, vecinul de hală al băieților care se ocupă de detailing. La el ne înfrumusețăm mașinile. Urmează. Robi, nu mai vină încă, lasă-mă! Vină încă, lasă-mă! Te-a pusat și pe ea! Stai o leacă! Ești și poate. Dar de fiecare dată când faci mea, găsești o mașină. Ce vrei? Săptămâna viitoare vin cu Opel, fii atent. Cu ce mașină pe aici, dar tău? Dar știi că nu mă grăbesc. Păi de ce te grăbești? Nu am făcut asta, m-am ajuns și altă. Bă, trebuie să le facem altă dată. Oricum eu nu-i le duc pe cune, să vieză și de ea. Nu cred așa ceva. Fai de capul meu. Ce pe cune? Te pui leduri. Mâine dimineață vine Popa. Vine cu Crăciunul, cu ce vine? Audi SQ 8 nou. Popa vine cu deștea, nu vine cu vechituri. Ce e gala Erichev? Gala în care se bat YouTuber. S-au bătut câteva... În ce se bat? În videoclipuri? Bă, bătaie de adevăratele, nu? Ah. Dar de ce? Cu vorba bună nu merge. Trebuie neapărat cu bătaie. Da, și tu. Radu Ionică, ce mașină putea să-și ia Mihai altceva în afară de Passat Touareg? Passat are, de... Ia-o-ți Dani Mocanu, că îi înfrumusețe și cu grătare pe clienți. Da? Faci grătare pe aici, în mașină. Și până la fumul din ea. Mi-arăt că se scoate fumul. Face și pe DJ-ul la grătare. Nu. Că mai facem un grătar, duc mașina lângă grătare, aia e... De două ori mai scumpă, știi, că e cu miros de grătar, natural. Mașina din spate este un BMW ursuleț care suferă transformări pe partea de caroserie. Are mică și păcai. Se îmbunătățește, se restaurează. Cu ce se șterge praful de pe pianul brecheau? O lavetă care se zgârie. Sau? Da. Prima dată îl sufli, exact. Nu, că dacă apucă să se prinde acolo, poți să sufli până mâine praful, că nu se ia. De preferat, dacă mașina e prăfuită mult la interior, întâi s-o sufli și pe urmă să ștergi. Sufli, dar nu cu o lavetă de folosită de 20 de ani. Ștefan DHG. Nu trebuie să-și permită toată lumea mașină. Că ne zice aici. Ce, Mihai? Trebuie Mihai, de ce?
Pentru că te duci într-o direcție care... Nu mă duc într-o direcție corectă. Nu, ai bani, mănânci, n-ai bani, nu-ți foame. Nu e așa. De ce? Pentru că există mașini accesibile pentru toată lumea. Păi da, da, îți e accesibilă pentru toată lumea. Nu te ridici la 40.000 de euro la o electrică. Păi și atunci cum aducem progres? Păi cum păi ce legătură are progresul cu mașinile vândute? Păi are că ca să schimbăm tehnologiile, trebuie să avem cu toți cât mai mult acces la noile tehnologii. Nu! Domnul Lupu, eu sigur inginerul lumea auto. Când păi acolo în cartea de muncă vârâtă. Te sabotezi singur! Deloc! Tehnologia nouă nu e pentru mase. E pentru, doar pentru cine își permite. Nu e chiar așa. Ba da. Nu, domnule, că tocmai asta înseamnă niciodată, noutate. Niciodată tehnologia nouă nu se propagă direct la mase. Prima dată rămâne doar la nivel de, păi, da, de oameni care își permit. La mașini electrice s-a trecut de stadiul ăsta. Deja Spring-ul e o mașină mega ieftină. Păi și de ce visești la mașină de 40.000 de euro și nu ții un Spring? Pentru că n-am loc în el. E, poftim. Ia-ți un Opel Vectra, ce diesel atunci? Nu la 3.300 de lei venit pe 2 membri plus copil. Da. Pare rău. Nu-ți dai copii. Auzi, ce te întreabă Cătălin Măruță? Ești agresiv, ai dat Opelul la Rabla. Nu că m-am mai întrebat și mai devreme. Opelul nu va ajunge la Rabla. În momentul în care va fi mâncat de rugine peste vreo 15 ani, sau ceva... Uite, unde cai și eu și domnul Preda. Așa? O să fi... Da. O să fie mașină proiect, iar domnul Preda o să se apuce de ea ca de Toyota aia. Auzi, auzi, bravo! Dacă ai înturnat un porc în porbagaj, o sticlă din aia de ruginol din oraș, ce s-a întâmplat? De ruginol? Aha. Nu știu, ruginește și el. O să facă numai cât dublu. Toată ruginea și domnul așa, gol. Belizar Drăjvan. Vinde-l, mă, Cristi! Da, păi îl vând, dacă îmi dai... Nu trebuie... Bă! Ia! Păi tu te-ai mai uitat cât e un Opel cu 150.000 de kilometri în bord? Pe OLX? Nu! Păi vezi! Cât e unul? Păi uită-te și după aia... 4.500 de euro și negociem! 5.500! 6.000 să fie sumă rotundă! Bravo, gata, s-a dat! Și vă primăm și o tură cu A7 de la Banești! Și cu Jaguarul! Dacă sunt prin zonă! Da, am văzut și eu că a fost inaugurat primul lot al autostrăzii Sibiu-Pitești. Mai urmează celelalte 7-8 loturi și da. E gata. Practic s-a mutat aglomerația de la intrarea pe centura Sibiului la kilometru 247 pe DN-ul. Nu pe DN, pe Mihi, pe Valea Oltului. Uite că scrie omul în privat, vinde o mașină, dă omului cu 3500. Ce faci cu ea? Nu dau cu 3500, lasă mă pe cu ce mă mai duc la serviciu? Cu o dobuză, da, cu ce duc la tramvai nou acum? Nu, nu. Avem tramvai noi, domnule, grație. Am luat tramvai nou și nu e bună linia pentru ele. Atenție, numai la Craiova. Nu, domnule, că într-o dimineață n-am putut să trec pe acolo, că făceau probe. Păi nu, atinsese pe burtă acolo, știi? La fabrica de pâine, la depou. A, l-au luat tot pe garda jos. Da, da. Pe, tot pe perne și ăla. Deci, pe coboară. Ce că aveți lucru nou? Bă, ia uite, între Mercedes C200 și Volvo V40. Mercedes-ul clar. Pentru că... Ce an? O, până în 2010. W204. E90 sau Golf 5, când vine vorba de ținută de drum. E90, clar. Dacă spune și omul ăsta de deținător de Golf 5 pe E90... E90 e o mașină, ce? Am mers cu mai multe mașini. Salut! Hai, mă rog! Mai departe... Luați-o mai pe curs, că vă ia poliția. Un pont pentru un loc de parcare decent, dacă vii să vizitezi Târgul de Crăciun. La domnul locul... În parcarea subterană... În parcarea subterană de la teatru. E pe două niveluri. Este goală și lumea înțelege că nu sunt locuri de parcare, dar nu intră unul în parcare. E pe două niveluri. Nu, dar chiar parcarea subterană chiar are multe locuri. Da, într-adevăr, e un pic mai dificil de găsit accesul, dar e un leu pe oră până la urmă, știi? Sunt locuri berechet acolo.
Dar lumea este comodă, da. Domnule, o las aici în centru. Ce-i drept, dacă mă întreb pe mine, locurile alea sunt destul de înguste. Ai mari șanse să o găsești lovită cu ușa. Nu este, da, una peste alta, da, corect, nu este aglomerat. Așa este e. Deloc aglomerat. Bravo. Bun, ia uzi, Lorenzo, asta e pentru voi. Ce prețuri aveți la revizii, la service, pentru clienți sau prieteni? Pentru clienți, nu prieteni. Prețurile sunt aceleași, vă spun eu. Depinde, trebuie să-i sunați pe băieți, acolo aveți numerele de telefon și în descrierea clipurilor, sunați, vorbiți cu ei, ce lucrare. Să-mi scrii pe al meu cu Carioca, mă zic. Specific cu ei. Nu sunt două lucrări la fel. Nu pot să spun că e același preț, dar prețul de bariat. Ca informații, avem niște prețuri medii, nu sunt foarte mari, dar nici foarte mici. Prețurile pieței astăzi din acest oraș, până la urmă. După centura de nord au fugit lucrătorii. Nu cred că sunt diferențe mari de la un serviciu la altul în Craiova. Adică... Acum depinde și la ce fel de serviciu te duci. Și ce aștepți de acolo. Că sunt multe persoane care au 3 lei, dau un exemplu, și vor să facă o lucrare complexă care, în ori, care alt serviciu ar face 7 lei sau 10 lei lucrare. Și prefer să duc acolo. 3 lei, dar după aceea nu e mulțumit. Uite, am fost nu știu unde, am făcut ce am făcut și nu sunt mulțumit. Nu ești mulțumit, ai știut unde te duci. Uite, o întrebare interesantă. BMW 535 diesel sau M5 E60? Eu zic să-ți iei M5, că nu există diesel chiar la nivelul ăla de performanță. Ia uite aici întrebare de la HX. Nei bun. Ce dracul tot faceți voi la Sebeș de văduțe ciotcă în fiecare săptămână? Cred că ne ducem cam la 3 săptămâni și nu ai văzut absolut nimic din ce facem acolo pe acest canal de YouTube sau pe canalul celor de la DM Auto. Dom'le, ideea e în felul următor, că noi mai avem din rezerva aia de motorină și nu avem ce să facem cu ea. Da. Știi? Da. Și ne plimbăm așa de tâmpiți pe... 4 ore duci, 4 ore întorci, stăm acolo, 3-4 ore, 5 ore, 1 ore, pe ceață, pe ploaie. Nu că vreau să duce cu trenul la primăvară. Da, da. Cum știi că face 12 ore și se schimbă la Teva și stai 4 ore în gară? Mergi cu noi. Am trecut niște clienți. Te duci tu cu trenul, vei noi cu mașina dacă... N-avem om să se ducă cu trenul până la Sebeș. Hai, mă, ce-am venit la casa și... Dar puteți voi și vine cu mașina și mă așteptăm gără. Am putea face și așa. Domnul Lucu, vezi că e o întrebare pentru tine. Da, domnule, am văzut-o imediat, acum vreau să răspund. Ia ce-ți place, mergi cu amândouă și ia ce-ți place și în funcție de necesități. Vrei spațiu, ție Octavia, vrei ținută de drum, suspensii ferme și frâne bune, ia-ți Focus. Nu că Octavia n-ar avea frâne, dar cum e Focusul... Uite, o întrebare mișto, cum este Sebeșul ca oraș? Sunt locuri frumoase de vizitat? Deci Ardealul cred eu că este cea mai frumoasă zonă din România de vizitat, are și autostrăzi și locuri istorice și cam tot ce poți să-ți dorești. Iar Sebeșul și Alba, care sunt lipite unul de altul, sunt 15 km pe ele, sunt într-un nod rutier al autostrăzilor din România. Gândiți-vă doar că Sebeșul este un oraș care nu are șomaj. Și cu asta v-am spus tot. Focus 2 sau Octavia 2? În funcție de necesități. Și mergeți de cu ele. Și de ruginit o găsești. Focus. La fel, și nu, hai că nici Octaviile nu sunt sfinte, păi că tot Golf 5 sunt. De asta care e mai neruginit? Octavii sunt care este, are pe față și prag. Păi ca la Focus. La Focus mai sunt și arcadele spate și suspensia și... Cu tot. Pragurile cu locul interioare. Te învăț eu pe tine de rugină, adică... La Octavia, general, este exterior, pentru că are poziție foarte proastă pentru câmp. Și mulți se grăbesc și când a pus cuicul, ba, cu tot cu prag. Nu vine nicio doamnă asta seară, deși doamnele ajută. Doamne ajută. Nu avem doamne. Pe ferez pe aici. Nici, aveți ceva? Avem acolo. Nu, pe 2023 a început. Nu tema de la Ferrari. A pierdut tema doamna acolo. A luat-o la vână. Dar asta cu lecții de tigerie... Păi meseria se fură, nu se învață. Domnul Breda, dacă vrea să... Dar nu prea, nu prea e genul de să înveți așa, nu prea ți arată cum să faci. Trebuie să stai lângă el, dar nu prea prinzi. În general, meseria se cam fură.
nu se învață pe hârtie. Exact, citesc, în toate domeniile. Și în niciun caz de pe YouTube. Toată lumea face de pe YouTube, lasă că știu că am văzut. Turmă vine la voi. Am văzut eu un clip, unul a venit. Numai unul? Asta zic. Meseria se învață muncind. Și doar muncind. Ia uite Mihai, Tiguan sau Golf 7, 2.0 TDI? Eu știu, sunt mașini diferite. Care îți place ție mai mult? Ca motorizare nu. Ca motorizare? Păi motorizare ce ești? Caruserie. Domnul Lupu, mi-a scris băiatul respectiv mie. Așa? Să-i dau numărul tău de telefon pentru că de 9 luni caut o mașină. Ascultă-mă că știu ce spun. Ce mașină? Pe a lui ce mașină? A, păi da. Trebuie să-i luat cu bănul ăla alb, despre tu, bănul ăla, bănul ăla. Bă, lasă-mă, bă, pace. Dar nu e saltul mare de la Vectra din 2006 la Tucumán din 2008? Da, e de 4 ori și altul. De vreo 7 ori. Vescan, o să spună Robert într-un episod viitor sau cât, dacă mai vine acum aici, că e prins, au venit niște băieți la el aici care întreabă niște chestii. De la ce? Dacă găsești aspirat. Da, chiar și... Da, nu, caută aspirat. Apropo de chestia asta, ați văzut și uite că ne-a scris cineva aici că în Moldova se vinde Loganul nou cu motorul diesel vechi. Da. Că în România nu. Păi da. Pentru că Uniunea Europeană. Pe un Moldova nu e Uniunea Europeană. Păi cum să fie Moldova în Uniunea Europeană? Nu, nu e. Nu e. Nu i-a primit. Nu. Păi nici n-au depus. A, da? Ia. Tu știi cu cineva dacă Opel e mașină? Chiar e mașină, să știi. Părere, eu am avut Opel-uri și mi s-a părut ok, adică nu mi s-a părut nimic ne-ok la ele. Eu, a căzut că... netul? Nu cred. Ba, un pic așa că zi. Nu, cum văd că ne mișcăm aici. E mai rezolvare. Am avut Tiguan 2009 și m-a lăsat cu o părere proastă. Mi-am luat Duster, dar nici ăsta nu iau. Tiguan 2009 și m-a lăsat cu o părere proastă. Mi-am luat Duster, dar nici ăsta nu iau. Ia uite, îți face unul sistem audio de 15.000 de watt, dorești? Nu. No. Ia băia! Hai grijă cu lezgurile, că eu am pățit o săptămână trecută. Nu mai spune pe chiși. Să știi că Ștefan, Hyundai Elantra e o mașină interesantă. Dar depinde la ce preț o cumperi. Și cum se prezintă? Pentru... Passat cu prag ruginit, sunați pe domnul Predaf, numărul de telefon e acolo sau în descrierea clipurilor. Nu cred că îi place nicio altă mașină mai mult decât Golful și Passatul la praguri ruginite. Golful e moartea lui. Deci cred că a schimbat la peste 100 de Golfuri pragurile. Mai are unul și nu merge. Și mai e unul afară care așteaptă. Crypto Redneck. Cum mai merge cu Crypto? Tot pe sărăcie? Ia zi, tati, la Mac mai sunt locuri de muncă, ia vezi, aplică acolo dacă e. Vă caută ăștia, că vă așteaptă ca pe pâinea caldă. Bă, vere, nu puteai să vii cu pachetul de țigări, să-l pui pe masă, că începeau să vorbească de cripto, trebuia să-l bagi înapoi. Și acum, liniște. Tot așa. S-a terminat. Pa. Vă salut, salut băieți. Tavă. Cosmine, merge tavă, te pup. Gata, să filmează, dar merge țară. Merge I love you, domnul Preda, ce părere ai despre canalul lui Giz Garaj? Te dovedește? Nu știu ce. N-am timp să mă uit să fac. Marea diferență este că, de fapt, nu e, hai să vă spun eu așa, România este plină de meseriași pricepuți. Însă nu toți se expun în online. Giz Garaj are acces la mașini noi de top cu sume mari în joc. Aici, la noi, în Oltenia, este mai... La Giz Garaj e lezne. Pentru că el își ia mașina, așa o demontează cineva, face o constatare și toate piesele, orice plastic, totul vine nou, original.
Dar ia să ia de la dezmembrări un vot de... Cu un an, doi diferiți? Nu, tot același model. Și să debutoneze fiecare lungelon și fiecare semiaripă și fiecare bucată de ăsta, să vezi. Păi știu. Că nu va mai fi la fel de ușor. Știu. Pentru că aici e... Asta e problema. Meseria, arta, sau cum să... Da, e o meserie. Final, ei ce fac, fac exact ca de fabrică. Nu. Și tu poți să faci asta. Să taie fire, taie, să știu, făi. Păi de cine nu poate să facă? Adică să știi, să vrei să faci. Doar că odată cu timpul știe, cu orul la serviciul ăla îmi face ăsta mecanică sau nu știu ce, electrică, orice vreau, mi-a prinde orice far, că farurile ăștia nu le pui așa ca la toareg și luminează. Și la asta și ai eroare și trebuie resetat. E greu, mai ales la fiind de America, alte... Aia nu pleci de aceea până terminăm, tu. Eu vreau să vorbim cu așa candulie, nu mai merge, Dacă mă ajutat, sunt dacă te uiți, eu am văzut așa mare mașini de ce fac acolo. Într-adevăr, dacă nu știi, se pare ceva nemai întâlnit. Dar nu e foarte greu, doar că are o echipă foarte bună, oarece no, găsește mașinile. Păi da. Cum am mutat pe mine tot. Eu zic că nu, nu-l cunosc personal, dar el nu are cum. Eu zic că dacă iau o mașină de aia lovită să o facă singur, de la cap la coadă, e imposibil. De exemplu, un foarte priceput este, cum îl cheamă, Dandu. Da, care este restaurator, care efectiv... Îți face dintr-o coală de tablă, te face pe tine. Construiește, practic, elementul. Și apropo de chestiile astea, fiți pregătiți pentru că în următorii ani, pentru că nouă românilor nu ne mai plac meserile și nu mai învață nimeni, veți vedea serviciurile pline de pakistanezi, indieni și așa mai departe, care îți vor face aripa de Mercedes dintr-o foaie de tablă. Și tă și ciocăne la ea și o nivelează și o măsoară. Și cui convine să plătească pe la pe lună? Păi da, dar va lucra foarte ieftin, pentru că se zice că tu n-ai face lucrul ăsta, pentru că tu e celălui o sumă mare. Dar el o va face, pentru că la el în țară, cei 500 de dolari care îi câștigă în România sunt o avere. Bă, să știi că chiar așa. Cu forța de muncă externă la noi e un pic altfel din ce am observat eu. Sunt mulți care vin, stau o săptămână, două, trei. E greu să te acomodezi oricum. Își prind actele, așteaptă actele și au și fugit. Dacă te uiți pe știri să vezi ce prind la vamă. Știu. Mă întreabă lumea pe aici când îmi fac canal și ce se pun pe el dacă îmi fac. Marius Cristian Lupu, puteți să vă abonați și la canalul lui domnul Lupu. Și ce pun pe el? Să-l monetizăm. Un porc, o găină, ceva. Când te duci să... Sâmbătă. Vrei să filmezi? Ce dumnezeu? Nu, că dacă punem asta, ne dă canalul jos, știi? Ai de asta de spălat? De la cu presiune? Nu, tată, la perie, cu apă caldă, frumos. Tradițional, cum se face, cu paie? Da. Plecat cu țintul pe dos, pa, pa. Cu seara de-aia că de la drumuri și poduri, de-aia că tu înghia, știi? Păi da. Ia uite, Emanuel este vopsitor și ia 2200 de euro în Franța. Cam puțin. Pentru că un vopsitor bun îi face și la Craiova. Dar unul bun și serios, mai ales serios. Îi face în particular, nu îi face ca angajat, nu, da. Dar ca în particular... În, în Franța, 2200, pentru ceea ce face, dacă face calitate omul, este puțin. Este puțin, vă astăzi zic puțin pentru că este străin acolo. Știu. Nu este nici primul, nici ultimul și nici singurul. Sunt foarte mulți în situația lui. În serviciu suprafață. Nu crezi și pe asigurări? Încă nu. Nici nu am luat bacul, apropo, dar Adler, care mă întâlnește, nu am luat bacul, nu. Am terminat 7 clase. Mie la bacul ăștia, când am trecut la Bulgari, mi-am luat 7 eleva de vela de la mine acolo, asta trebuie. O să mai facem live-uri și, de și în perioada sărbătorilor, pentru că băieții aici lucrează, nu... Nu închid. I-am zis lui domnul Preda să împodobim elevatorul, dar zic că aruncă toate fiarele, tot ce tăiasă de pe la mașini și nu mai avem ce să punem pe el. O, idee bună. Am o bandă din aia multe culori. Da, chiar mai bine să o punem pe elevator. Gata. Domnul Robert, am găsit soluția unde punem banda aia. Mai am un proiector de la RGB-ul. Păi da, ce să ne facem de cap. Dau o pedalii mei cu Văli. E cam negru acolo. Dau o pedalii mei să citești. Bă, Robert, de câte ori te-am să nu mai citești instrucțiunile, bă? Ce dragi? Păi nu, tu știi de ce citește instrucțiunile? Că zici acolo cât timp
durează. Se știe cât te taxează. Se știe manopra. Pe urmă tot 200 de lei îmi dau la lucrarea asta. Cât să facem altfel? Tu de ce te duci acolo? A, pentru că te duci să tragi și tu de timp. E, stai că ne-a cumpentat Frankfurt. Franții, ești copil mic în pantaloni scurți. Cum să cumperi o Toyota, te o să o lauzi ani de zile și pe urmă să o vinzi după 20.000 de kilometri și să-ți mai cumperi încă una pe care ai dat, tu pe ambele mașini ai dat 50.000, 60.000 de dolari, de euro pe două mașini care nu înseamnă nimic. De-aia ai dus-o pe asta înapoi și mă mir când ai păcălit pe aia în reprezentanță, dacă ai dat-o cu banii ăstea. Și doi, cum să dai atât de mulți bani pe un BMW atât de vechi și cu un motor complet nepotrivit? Da? Fiecare face ce vrea cu banii lui. Ce costuri implică deschiderea unui service auto? Nu poți să fie o statistică. Cât de sus vrei să urci, cu atât vei... Într-un service auto, niciodată nu o să ai toate sculele. Oricât ți-ai face listă de la început, îmi trebuie asta, 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 asta. Noi așa am procedat. Ne-am scris pe hârtie la început. Hai, avem nevoie de așa, așa, așa. Am început, am luat din ele și pe parcurs și am început și munca, am zis, da, am uitat de tare lucruri, am uitat iar de nu știu ce, nu știu ce. Tot timpul trebuie să găsești ceva de cumpărat. Nu poți să le ai clar, toate. Nu știu, e o afacere complexă. Nu port tot acum, din prima dau 10.000 de euro sau cât mă costă, 15.000, 20.000 și mi-am luat totul și gata, de mâine să nu mai întrebe nimic. Nu, dar e o afacere foarte complexă, că trebuie tot felul de chestii și chestiuțe. Sculele evoluează și ele, mașinile evoluează. Evoluează. Se mai fărâmă, se mai strică. Apar tot felul de scule care trebuie. Stejărel, te salutăm. Tu cred că te vei înțelege foarte bine cu Laurențiu, pentru că și el are o mașină veche, clasică. Tu ne zici o chestie, o mașină de 20 de ani întreținută în favoarea unei mașini de 4-5 ani cu plastic și servisare la 30.000 de kilometri. Eu unul mi-aș lua o mașină la 4-5 ani cu plastic aferent. Eu unul aș lua pe cealaltă. O mașină din aia mai veche, dacă e în stare bună și e pusă la punct, mergi cu ea o viață. Nu mai stai cu ce cu aprind și cu diferite probleme. Alo! 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 Cum? Bă, aveți grijă că mai zici unul alu acum 33 de ani la un pușcat la Târgoviște. Tot prin decembrie. Tot prin decembrie, da. Nu, 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 asta nu mai zicem alu. Ai văzut tu la mine în Jaguar ce că a prins? Doar când cum contă? Ba, dar are ce? Da, cum? Are toate... Atât care sonde, dacă le-am schimbat. Are toate treburile. Dar dacă aveai un Jaguar din 2018... Opa! Nu știu dacă zic cu băieții că nu e Franchi real, mă rog, nu știu. Că e... Păi hai să vedem. Nu știu cum e cu bifa aia. Adică merită să-ți iei o mașină din asta veche, într-o stare foarte bună, dar nu să dai pe ea o sumă exorbitantă. Și să nu o folosești ca mașină de zi cu zi, mai ales într-un oraș mare, să o freci în aglomerație, astea, să există posibilitatea să o lovești sau cineva să-ți spargă o triplă, o oglindă, o chestie din asta care... Da, acolo trebuie avut grijă și de preferat să ai și un garaj sau undeva un spațiu protejat. Nu, sau să ții ca mașină de weekend, de concediu, de călătorit, așa. Stai la vreo sau la curte, n-ai un garaj și ții mașină și îți scoți doar sâmbătă. Da, nu cred că e el. Să fie sănătos. Nu el. Cristian Senexac, după cum scrie, nu. N-am văzut prezentarea lui Luci Popa cu Dacia Jogger. Nu prea mă uit la toate clipurile lui Luci, că nu am timp și nu... Deci a șaptele cred că e cea mai cerută mașină din... Aveți numărul de telefon acolo? Așa, urcă în capul lui Robert acum. Praguri de Golf, de Skoda, Passat.
B6? Enjoy Passat B7, nu există DSG pe Touareg generația asta mea. Nu mă pricep la motorizările Dacia mai vechi sau mai noi, de 100 de cai, 110 cai din 1.0 și așa mai departe. Așa că n-ai pune un măgar să pune 200 la oră. Robert, cât e la o plimbare cu A7-le? 100 de euro. Dacă are încălțămintea curată... Și să fie uscat afară, frumos, să nu fie... Nu, e cam eu butucit de aia de spital. Bune, nu... Da, clar. Ca să spunem din start condițiile. Poți, Cristian, să-mi poți să-i relași aici când mai treci sau să-i le trimiți, că le folosește. O să vedeți și Touaregul ăsta într-un clip. E un Touareg obișnuit ca toate cele. Nu excelează, are trapă. N-am avut niciunul până acum cu trapă. Sper să nu plouă în el. Știu eu niște băieți. Dintr-un loc să zici, n-ai nevoie să ajungi așa că trebuie să vin și la ei și la tine pe urmă. Nu păi de ce la mine? Nicio... Păi dacă plouă în ea? Trebuie să scoate apă. Da, dreptate. Vezi, Can, nu știu dacă îmi spui ceva dacă ții mașină din Moldova. Pentru că, de fiind în Uniunea Europeană, o să trebuiască niște TVA plătit, niște taxe vamale, s-ar putea și niște omologări pe la rar. La 1.5 decimul la care nu se mai... Eu știu. Oricum, curioasă chestia asta ca într-o țară din Europa, că și Moldova e în Europa, nu e... Păi da, dar nu e în Uniunea Europeană, nu e... E, dar nu prea. Păi și în România de ce nu poți să vizi 1.5 ăla care oricum a fost... Este pe Duster în continuare și este din, și euro și că Uniunea Europeană. Și normele normelor. Adică, tu dacă ai un produs bun, că până la urmă motorul ăla e cel mai bun produs al întregului ansamblu de mașini de ăsta. La cel scos tocmai pe ăla și pui acel 1.0, îl pui și cu gaz, toate complicăciunile alea de a reieși pe mii de probleme, de a au stat oamenii și că 9 luni după o piesă de la instanția de gaz, păi ți-ai imagina din garanție până vine piesa. Amprenta de carbon a companiei. Bă, hai bă, Cristi, bă, tot. Niște lucruri pe care nu le depășesc. Bă, n-a fost Franchi, se pare că a fost un cont fals, dar e interesant că exact ce am pățit și eu, mi se pare același lucru de să-ți faci un ID cu numele altei persoane pentru să ce? Domnule Preda, nu mai vii domnule și pe la noi. Face detailing la roți. Nu că lați să-l faci tu. Vezi că poate pleci cu Edgarii vopsiți de aici, ia vezi. Îmi place ăsta roz, ceva. Păi nu merge. Păi, de cap am să-ți facă Edgarii roz. Bă, ce să mă, oricum cu Schengen-ul ne-am luat-o grav. Grav! Alin Sterbling, ce e bă băiețe la Talbot? Ăla, Talbot, ce? Banca englezească, care nu se mai face. Alin, te așteptăm cu mare drag. Nu știu că nu sunt aici. Și pe oricare dintre voi, dacă vreți să veniți cu mașinile la filmat, în descrierea clipurilor sunt datele de contact, Facebook-ul, Instagram-ul, pagina de Facebook în sine, adresa de mail, plus numărul de telefon al lui domnul Preda. Luați legătura cu noi și filmăm orice, suntem liberi în perioada asta de sărbători. Am o promisiune de o Dacia 1300 restaurată. Trebuie să ne ducem să o filmăm noi pe aia. Nu există filmare cu A7-le lui domnul Preda pe acest canal, există doar un clip în care am făcut consumul până la Sebe și înapoi. Facem... Aoleu, stai așa, ce zi e săptămâna viitoare de joi? Sunteți deschiși și pe 22? 22. Joia cealaltă? Cine a tras în noi după 22? Cred că dacă băieții o să fie, dacă sunt băieții aici facem de la service, dacă nu, fac eu de acasă sau de... Am niște promisiuni de la escrocul ăsta de popa, că vine pe aici, că face, că drege, da? Cum i-ai spus? Escroc? Păi de ce, fă? Deja vă. Nu știu, nu-l cunosc. Mă luat la mine. Ai vrea să-l cunoști pe popa, a? Prietenul lui. Prietenul tău. S-a pus pe la mașină. Cheia mai la tine și am unde pleci. Sunt aceea de plăciune. Dar auzi când pleci în Bulgaria cu ea?
N-ai tu treabă. Cine treabă să se deci așa? Domnul Preda vă spune că vrea să facă o excursie în Bulgaria de o zi cu Audi-ul lui A7 și noi toți l-am sfătuit să nu se ducă. Nu să nu se ducă de excursie, să nu se ducă cu A7-le. Are am, păi am de ales. Dar poți să iei cu escală pe sârf. Te duci cu Dacia. O iei cu escală pe sârf și ieși la Bulgari. Bă, lasă-mă vorbire cu golful tău. Dă-mi golful tău să mă duc, să ajung cu jumate din el până acolo. Unde s-o sunt, domnule, că până la, până la vamă te arară 30 de ori. Cea mai tare mașină care te poți duci în Bulgaria și garantat să strică și n-ajungi, știi care e? A7-le. Nu? Da. A7-le merge. Da. F10-le lui prietenul al tău. Nu! Oricare din F10-le celor doi prieteni ai noștri. Nu e adevărat, dar stai că... Bă! Dacă ajungi cu alea, bă! Nu a fost unde a fost de zi. De n-a mai venit. A fost în România. A cheltuit mai mult pe taxi. Să-și caute pompă de motorină. Și fii atent, ca să vezi... Că el după aia și-a dat seama că, na, la mintea lui care are procesorul mic, i-a procesat până acasă. A mai băgat încă o pompă rezervor și tot nu pornea și după aia s-a dus și-a luat motorină. Și-a pornit. Și-a pornit, da. Bă, e pompa defect. Da, na. Uite, procesoarele mici. Eu zic că... Vezi că în Bulgaria se schimbă brusc proprietarul la mașini scumpe. Păi da, bravo, la mașini scumpe, dar la IPA vede și-a de o seamă cu tăticul mămica. E vădii după aia, știi vorba e veche. Aia. Mihail Olsit, club avem pe canal, caută în vară, este filmat o mașină a unui prieten de-al meu de la Constanța. De fapt, e filmată și întâlnirea clubului de 40 de ani de Olsit. Ma. Hai că opri. Mai stăm o țări. Avem și în Craiova câțiva pasionați de Olsit. IMS sau Oaru? IMS-ul mai pare mai bărbătos. Cam prea bărbătos. Eu am mers cu IMS-ul, decât caroseria mai era de el, că avea motor și toate cele de patrol. Am mers și eu, am mers cu unul făcut, era chiar IMS. Mergea ca o mașină de teren, doar de teren, mă. Jupearul învăța să conduc. Apropo, uite, Vescan, că m-a întrebat chestia asta, a picat ideea, pentru că n-am găsit unul bun. Luni o să vedeți un tip foarte interesant, un an de pasat și 20.000 de kilometri. Ce s-a stricat pe la el, ce n-am stricat, cât m-a costat cheltuiala, cât am băgat motorină și așa mai departe. Ți-ai notat? Da, cu o aplicație din aia. Are aplicație, știe orice. Știi cât... La mine se strică aplicația. Păi nu, știi câtă motorină am băgat în pasat, în, vă spun de acum, în 20.000 de kilometri? Ia. Zi o cifră așa. Pro 2.000 ceva de euro. Și am prins și cu prețul de 6 lei. Mamă, păi eu am băgat mai mult înseamnă, că și eu am vreo 20 ceva de mii și consum mai mare. Bă, te unde sunt banii mei, bă? Eu de asta zic, gândiți-vă ce înseamnă o mașină care ai un consum mic de curent sau de combustibil sau să ai un preț mic. De asta America a ajuns unde a ajuns, pentru că în anii după 1900, domnul Ford a făcut o mașină trainică și ieftină, iar benzina costa o alimentai cu monede. Da, și armata s-a ocupat de prețul mic al benzinei. Și, și în prezent... Emanuel, avem mașini românești filmate, avem și Solența, avem și Papuc, avem și modele Logan. Papucul ăla mișto. Da, da, și ce e mișto? Papucul ăla încă merge. Încă merge. Și un papuc de la încă mai merge, mult și bine. Știu pe cineva de care la lemne cu un papuc de la și se îl pătimește și îl... Și tu mergi. Știu. La Târgoviște nu știu dacă ajungem, că cu prețurile astea de combustibil cam... Tandi pe mandi, nu prea rentează. Și mie mi-ar fi drag să călătorim așa, să mergem o zi sau un weekend în fiecare oraș, să ne întâlnim cu voi, să filmăm pe acolo, dar nu avem cu ce. Bă, să mergem câte o lună, două. Cazere. Pe fiecare zi, ce mâncăm și unde stăm? Din mila, domnule. Păi tine, lumea, mi-au și un acordeon, tu ți-ai o chitară. Păi da, dar nu știi ce să facem cu ele. Pârcăim acolo. Nimic nu este imposibil.
Cum mă facem de aia la semafor? Eu mă șterg un geam, tu mă îndrepti o aripă. Și ne descurcăm. Bă, nu, adevărul să știi că cine știe o meserie din asta, în orice domeniu, o meserie nu va muri de foame nicăieri niciunde, da. Indiferent ce sistem vei fi. Cine dar muncești, trebuie să știi, lumea te vede. Trebuie să știi o meserie, în primul rând, da, e important. Dar te chem să fac schimbul de ulei la bloc. Te pun cu două roți pe bordură, intru cu ligheanul sub ea. Ca să facem cum făcură cu recuperatorul. Păi da. Păi ce e, domne, vina mea? Nu! Uleiul dumitale e subțire. Lăsai și mașina mai jos, cât să, atât a fost spațiu. Nu vreau să o lipesc de recuperator. Apropo de chestia asta, că s-a ieftinit motorina. Într-adevăr, s-a ieftinit, barilul de petrol este la prețul de anul trecut din vremea asta, dar prețul la pompă nu e la prețul de anul trecut din vremea asta. Da, inflația nu o pui? De inflația cauzată de creșterea prețului la combustibil. Bă, băieți, ce să mai... O, e chiar... Știi ce e tot trist în lumea asta în care trăim noi acum? Că avem de toate, tehnologie, informații, orice găsești. Păi dacă trăim într-o lume de consum. Dar viața este mai scumpă decât acum 100 de ani. Da. Acum 100 de ani l-am pe domnul Lucu, mergeam nici în pădure, vânam un mistreț, mâncam o săptămână. Dacă nu eram eu pe vremea. Vorba bine. Mâncam o săptămână. Acum nu putem să zicem să vânăm nicăieri. Și mâncarea pentru o săptămână te costă o grămadă de bani. Traiul, ăsta strictul necesar, locuință. Necesități și mâncare te costă. Motorină, țigări, ăștia, whisky. Alea deja sunt vicii, că poți să mergi și cu autobuzul. Te costă mai mult de jumătate din câștig. Dintr-un câștig al unui om obișnuit, nu vorbim cum de oameni. Cum să merg cu autobuzul? Păi vă pe ăștia dimineața cu mâinile înghețate, suflă în palme așa în stația de autobuz. Nici bani de mănuși n-au ceraci. N-au bani la ciorap, n-au nici ciorap. Cu autobuzul ca să merg trebuie să-mi cumpăr și ciorap și ghete și ăștia, că așa eu n-am. Am ciorap prin găuriți, dar nu mă trage curentul. Că îmi bagă dicolo. Hai că luăm bani din luna asta, vreau să iau niște ghete mișto și iau două, ține, luăm două perechi la fel. Ce ai, bă, că geacă de aia nu porți, de ne-am luat la fel. Păi unde vrei să o porți la muncă? Păi scuze-mă, domne, aici unde stai în pantalon scurs, n-ai nevoie de geacă. Ce să fac? Știu, cu o dată pe an, mă duc pe undeva. Domnul, învăța să... Ce vezi, mă, cu noi, fraților? Noi suntem mai sensibili și nu suportăm frigul, așa. Da, nici. Apropo, ai știut un băiat de repară centrale? Da. Atât, era sigur. E la un telefon distanță. Frontera, da, și Aro 10. Ce frumos e Aro 10. Da, mă, cât e pe voz. La de capotare. Cât să ia, cât să mai ia pe voz? 10 milioane pe element, depinde de... Ce? La boxit? Da. Depinde și ce vrea clientul. E la 2 milioane jumate în sus. Am pe cineva de vopsește și cu 2 milioane jumate și cu 3. Păi cu 1 milion vopsesc și eu dacă vrei. Pot să fac și eu, pe 1 milion jumate fac și eu cu spray-ul aici în mijloc. Și un trafalet? Nu, cu un spray cu ăsta. Depinde. Păi când un Kodiak în teste la voi? Păi când o veni cineva și ne dea și nouă un Kodiak să-l filmăm. Că... Dar ar fi interesant Tiguanul ăla ieftin. Și mai mare. E Tiguan mai mare? Codiacul cam așa e. Oricum, o să facem un episod într-o zi sau o să fiu la într-un alt live. Mai bine peste ceva timp, pentru că o să fie tristă viața fără Mondeo, Passat, Insignia, Talisman, chiar fără Focus, fără Fiesta. Adică lumea auto scoate niște mașini care dracu au fost dintotdeauna. Va fi trist peste vreo 10-20 de ani, că ăștia de sunt acum o să le țină mult și bine. Da, și asta, da. Dar mă cred că o să ajungă ăștia primul model de Focus sau al doilea, cred că mor ăștia la alte, 2019-2020 înaintea lor. Și la tot vor merge, mai mult. Ia o, ce diluan folosește? Întreabă un băiat aici. Diluan? Păi ce să facă? Mai bine. Doar că mă trebuie așa, doar... La pungă! Urce diluan, cum mi-e trebuie... Mai tare decât de toate ca să... Ai un efectul spontan. Folosesc rar diluanul, nu trebuie. Vrei, place. Păi dacă nu vopsesc, ce să facă el? Când trebuie să dați stingerea? La cât trebuie să plecați? Unde? Acasă. Cât la mai stăm? La 12, așa. Mai stăm? Păi să-mi spui când ești. Păi stăm, eu ce... Păi 10 minute, să nu stăm prea. Să lucrez la asta, că dacă nu făceam nimic până se termina live-ul, după aia mai steam încă o oră după live. Și, na. Da, așa, să arătăm live. Nu, fără, nu live. Fără spa. Domnul Preț, dar ai lucrat vreodată pe degeaba. Ia o dată, domnule, să fii sănătos. Mamă, mă duc acum și fac că bardaf. Domnule, câți bani luași așa într-un sfert de oră. Ce, mă, 10 minute. Ștergătorul altul, când avem ce să-i facem? Alt ștergător, comanda-i, 90 de lei, aftermarket.
Cu ce trebuie? Păi în spate. Care, pe spate? Da, merge. Cel mai important e să mergi în față în viață. De-aia au făcut și ștergătoarele mari în față și două. Așa în spate. Pe mine mă stresează ăla. Din spate. Când mă uit de el și când dau un mașal, se activează. Nu rog, mi-mi place să o văd. Mie nu-mi place să văd așa, zici că te uiți în țăst. Cu doar aia mică. Ori o curăță tot parbrizul, ori deloc, ori luneta. Trebuie să-l tai. Și să pui un top, la așa. Păi la ieșin și fii atent, am pus... Apoi să-i vorbim noi. Nu, am pus ștergător cu tot, cu braț, nou, nou, de la mulamele și nu l-am folosit niciodată. Păi la ce l-ai mai pus? L-am pus să se vadă că e acolo nou, dar nu dau pentru că se... Vreo două zile în plafonieră, ce-mi dau erori în blocul de lumină. Mai ales la așa cu luneta orientată așa. E sensibil, am. Ia uite că acum e momentul să cumperi Bitcoin. Păi de ce? Să se ducă iară la 40. Nu mă ocup de așa și ceva. Să coboare la 12 peste 3 ani. Nu vă recomand nici vouă să faceți genul ăsta de investiții. Investiți. Nu mai duce Bitcoin în nicăieri. Investiți în lucruri reale. În acțiuni la companii care există în lumea reală, cumpărați terenuri, bijuterii, aur, tablouri, dar nu vă hazardați în genul ăsta de activități care pur și simplu tu pui banii într-un mediu virtual. Tu pui bani fizici, că tu îi vei pune la un bancomat într-o zi fizic și îi vei trimite într-un mediu virtual. Eu nu credeam, eu nu credeam să ajungă Caritasul la nivel mondial. Caritasul de 98 ani. Și car vertical și aplicația asta, tot ce o scamatorie de genul ăsta sunt. Jocuri piramidale, dar sunt în alte și în alte variante. Doamne, nu mai vorbiți că nu sunteți economici. Nu, sunt de noi. Marcel, ia legătura. Să fac bani mulți. Vindeți domnul apartament de tot ce aveți. Cogați în Bitcoin, nu zici dacă. Sincer, cred eu că mai bine te-ai duci și joci la casino. Dacă ești priceput și poate ai niște șanse să câștigi sau joci cu alții la masă, decât să faci investiții în chestii din astea virtuale. Eu am câteva cunoștințe și eu am făcut o grămadă de bani din astea. Acum au făcut când a trebuit. Am făcut când a trebuit. Acum nu știu, na. Dar alții s-au mai lăcomit și am vrut să mai fac. Eu nu cred în chestii din astea. Dar, de exemplu, aurul sau argintul sunt metale care, de-a lungul timpului, prețul lor crește tot timpul. Adică da, bă, dacă crește așa, țac, 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 o dată trebuie să-l iau acum să-l rupe peste 30-40 de ani. Da. Dar așa, ăla ai văzut, lucrează altul pentru tine, mediul ăla virtual. E un fel de cutie automată, da, de aur. Tu stai și într-o zi, transmission fault. Mie cele mai bune investiții mi se par imobiliarele, sigure, terenuri, locuințe, chestii din astea. Astea sunt nemuritoare și nu orice dispar. Orice investiție palpabilă. Palpabilă, exact. Sau, dacă poți, puteți, faceți-vă o afacere, dar ceva de produs. Să produci ceva dintr-un plastic, să faci o cutie. Și cutia să o vinzi la rândul ei mai scumpă și așa vreau să scoți costurile. Dar să nu fie de cutie, dar... Cutia. Bine, vă vom spune și, și povestea cu cutia, de trebuie să o dăm unui prieten de-al nostru. N-are gaură, domnule, nu, avea gaură. Bă, dar chiar îi trebuie cutie cu ventilație sau... Da, da, să nu se nu... Să nu intre lumină, doar aer. Da. Fai, de ca un fel de pasat. Ma, să fie liniște, a? Tot cam pasat. Și spațiu, nu? Tot cam pasat. Liniște, spațiu, da. Și ce mai ai, domnule, la pasatul ăla? Un scârțâit pe față? Lasă-l pe ăla, cât... Dispare când se face mai cald, dispare când se face mai frig. Nu mai. Nu ai nevoie să vinzi pasatul. Uite că ne-a scris Iulian bine aici o chestie. Cum să investești în ceva care schimbă prețul în funcție de declarațiile pe Twitter? Florin Valentin CTN, foarte bun, așa cu cap de bun. Dar să știi că numismatica... Numismatica, filatelia, da? Sunt investiții, timbrele, monedele, astea nu-și pierd valoarea. Da? Tot așa trebuie să te pricepi, să umbli după ele, să știi ce să cumperi. Să te ferești de falsuri. În orice domeniu în care vrei să intri, prima oară trebuie să studiezi treaba. Să știi cu ce să mănânci. Nu te vezi că ai 3 lei în buzunar și gata, mă duc eu să investesc ca așa. Costi Crețul, la ce mașină scârție volanul când virezi pe loc? Și scârție înăuntru sau scârție afară? Cum se... Enjoy Passat B7, n-am nicio referință de 1.25 după Ford Fiesta din 2015, habar n-am. E de 125 de cai, zice. De 1.0-125 de cai. 125 nu, e motorizare de 1.25, 1.250. Nu, e 1.0, Cristi, de 125 de cai. Zic eu că nu există de 1.25. Cum să nu există? La Ford? Da, da. Din 2000, păi, din 98 există 1.25. Păi în 2015 e 1.0, nu mai poate fi pe Fiesta altceva.
Adică habar n-am. La Megane 4, fie aici lift, la scârție înăuntru, cum ar veni în bord. Cum ar veni în plasticul așa. Dacă scârție pe coloana de direcție, acolo sunt și niște rulmenți, cred eu. Nu? În jurul axului. Sunt rulmenți, dar a trecut. Ce să zic, nu știu, nu știu. Mașini, dar numai în garanție mașina la 2021, că ar trebui să fie în garanție și la kilometri. Du-te la reprezentanță. Scârție volanul acolo, nu, scârție la plastice, la banda de la volan. Au prins umezelul. Acolo, dar la ăsta și acolo. La ăștia mai noi nu am văzut. Nu mi se pare că la o mașină de un an și 12.000 de kilometri... Acolo ce poate să scârțe lui, nu sunt... De când i-am mutat volanul pe stânga, pe dreapta. Fi rămas pe tablă, de atinge pe volan. 1242 de centimetri cubi. Ce motor? Nu, benzină aspirată? Benzină aspirată. De 100, de câți ca aia? 100? 80, 88. 60. Pe Costi Grețu nu are nicio legătură faptul că mașina are trapă cu scârțitul volanului. Chiar nu are nicio legătură. Trage curentul pe la trapă și scârțe volanici. Du-te cu ea în serviciu, că e o mașină nouă, trebuie să aibă garanție. Bună întrebare, ai găsit un locuitor pentru Touareg, da? Am da, Touareg. Chiar am găsit. La Seat Ateca mi s-a stricat claxonul în primul an. E o piesă consumabilă până la urmă. Bine, și tu de ce te duci ție de Astra G să pui la toare că claxonează de stremură și faza? Păi, Opelul stă cel mai bine pe claxon din... și pe fază lungă. Astra G din 99, 2000, 2001. S-au claxonat și claxonează și acum. Mihai, uite, prietenul nostru Fiorin zice foarte bine că cea mai bună investiție este educația și sănătatea noastră și a familiei. A, bă, de unde bani de asta? De la investiție financiară se facă bani. Păi asta e important. Astăzi am 3 lei, mâine 20, păi mâine 80. E cam greu de făcut lucrurile astea. Și eu să nu plec de acasă. Poți face repede bani mulți. Da? Dacă da? Spargi o bancă. Sau dacă inventezi ceva, în orice domeniu, poate fi o aplicație de smartphone, poate fi o mașinărie care face ceva, și să o reușești să o vinzi de 1.000.000 de euro. E simplu. Ia uzi, bă, și eu nu știam. Gândiți-vă că sunt mii de aplicații de Android sau de iOS care nu sunt răspândite. Poate sunt eficiente, poate sunt performante, poate cine știe ce fac aplicațiile alea, dar nu sunt răspândite. Și cineva a investit timp și încercare să le facă. Oricum, dacă o chestie așa de un viitor, sunt aplicațiile astea de mobil, și, dar e foarte greu să intri peste cele existente și să te lovești de partea asta de desfacere. Care desfacerea este secretul oricărei afaceri. Acolo este, ai pus punctul pe ei, cum se spune. Exact. Cu desfacerea. Acolo este tot. La aplicație și la telefon. Și la orice, la orice înseamnă vânzare. Trebuie să ai foarte bine partea asta de desfacere, să fii vizibil, să afle lumea de tine. Nu neapărat nu să vinzi tu cel mai mult bun produs. Bineînțeles, dacă vei vinde un produs prost, ții imediat ți se va duce vestea și vei falimenta. Vezi? Aolo! Oh, ia fi atent că aici e mai grav. Pentru cine? Ce părere aveți dacă v-aș spune că la un Maybach S580 V8, la 8.000 de kilometri, mi-a picat cutia? Cred că e făcută în România. Nu, ce tronic. Nu, e la Ungur făcută. Ei sunt de vină. A picat cutia jos? Din mașină? Nu, da, a picat între viteze. Și ne mirăm la Ford. Și ne mirăm la Ford, exact, sau la niște. Nu fiți rău, să ceași că... Și tot la fel, ultimul model și deja a început să se crape pielea la scaunul... Pernița. Unde e uzură maximă. Ultimul model de Maybach. Dintr-o 100 de produse care e asta pe linia de producție, 1%, 2% sunt cu defecte. În orice linie de producție. A fost eroare de... Nu spune, poate să spune cineva că am o linie de făcut papuci, bag și din 100 de plecare care mea, astea sunt toate... Dar genul ăsta de tehnologie, că până la urmă cutiile astea de viteze care da, au evoluat enorm, de la generație la generație, nu mai sunt. Dacă pornim ăsta de aici, ce e ăsta, cum se numește ăsta, SL-ul ăsta din 78 și îl pui lângă una din prezent, nu o să-ți imagine, nu poți să-ți vină să crezi că sunt făcute de același producător, aia are 9 viteze, asta are 4. Da, da, vezi că asta merge și acum. Păi, tocmai de aia, care aia nu merge de la început. Aia nu merge de la început. Și crezi că atâta timp cât ăștia au mers de atâta timp,
și nu s-au stricat în perioada aia, care nu aveau acces la multe materiale și așa mai departe. Acum ar putea să facă niște cutii, da. Știu, cred, care să nu se mai strice niciodată. Bă, și atunci existau un anumit procentaj, cum zice Lorenzo, da? Și atunci a existat un anumit procentaj care s-au stricat în prima perioadă a vieții. Trebuie să ne gândim. Numai că noi acum nu avem de unde să știm și atunci nu erau mediatizate chestiile astea. Da, nu era nici TikTok-ul sau așa să... Deci, situația e simplă. Cutia asta care are patru la poartă, este o cutie simplă. Corect. Mecanic. Corect. Are un număr de piese. Le număr cu degete, dar are un număr, da? De piese, are un factor de siguranță mare, deci un pic supradimensionat, încât să nu... Cutia aia de la Maybach 9G Turbo sau cât o fi, eu știu ce câte zici. Piese ca număr. Și electronice. Eu zic că sunt vreo 600 de repere individuale. Așa, e, din 600, gândește că poate să pice unul. Da? Da? Celelalte se ia după ăla, un. Și ăla deci, unul. Șansele ca să scadă o cutie din asta sunt mult mai mari de la o față de cutie din asta care este mult mai simplu și mai. Asta n-ai văzut când o bagi în drive, că schimbă motorul. Bun, știi ce ar trebui făcut o comparație interesantă? Și există date tehnice. Luate diferite modele ale acelei șmări. Uite cum e Jaguarul tău. Generația ta, generația următoare, de când se face și cântărite. Sau mai văzut datele tehnice. Bă, cât a avut mașina asta în 98 când a fost lansată? 2400 de kg. Cât are una din prezent? 1900 de kg. Păi, sunt 500 de kg în minus. Da, dar nu-i da, e mai ușor, consumul mai puțin, fuge mai tare, dar sunt 500 de kg în minus. Adică mai puțin, mai puțin material. Și n-ai văzut și evoluția mașinii, mă refer la o marcă de mașină care se fabrică de 10 de ani. Ai văzut că le fac din ce în ce mai mari și mai spațioase față de cum erau înainte. Știu. Cât mai mare se vede. Cât mai mare, cât mai ușor. Cât mai mult. Da, asta ai avut Golful 3. Care merge în continuare. Cât era de micuț? Mă refer la așa, la spațiu. Am micuț, domnule, să știi. Am micuț, că vrea să merge cu Golful lui Florin, cu are scaunele la sport. Bă, vezi cât de mic e scaunul. Stătea pe bune, zice că am făcut exact pentru coastele lui. Exact. Scoica pentru copii. Da. Pe bune și era de mic. Da. Că e puțin, benzină. Nemuritoare. Nu putem să avem pretenții la lucrurile astea de generație nouă, care sunt foarte complexe și... Da, bă, dar de ce costă mă avere? Că... Păi, dar și ăsta a costat atâta. Nu-ți imagina că ăsta a fost ieftin. Sau S-ul din generația lui. Vezi care era prețul atunci și cât era salariul. Că e mașină, că e pix, că e orice vrei tu, orice lucru care apare nou, costă mult mai mult decât cel vechi. Da, domnule, de-aia și eu mă aștept să mai... Poate un model, două la Samsung. Super, mi-au și eu. Teoretic, s-ar putea ca un S din generația ăstuia, raportat la bani mii de atunci și de acum, să fi fost mai scump decât unul de astăzi. Ca putere de cumpărare. Cumpărare, da. Știi? Adică, tati, 100.000 de dolari din anii 80 sunt vreo 400-500.000 de dolari din prezent. Aveau oricine banii. Dar ei aveau bani, dar nu aveau pe ce să cheltuie. Între anii 85 și 2022, e de 7 ori mai era de 7 ori mai puternic atunci dolarul. Bravo. Da. Uf, domnilor, o noi spre casele noastre că deja depășirăm cu mult. Sărăcoria aici. 19 grade. Ne vedem joia viitoare, sper să vă prindem în formă, să nu vă mai adun nicio lucrare, nicio din asta complexă, gen un schimb de ulei, să. Păi dacă ținem și pe mine aceea în live, nu mai aduce mașini. Și cu ce vrei să vin cu bicicleta? Bănuiesc că nu faci 10.000 de kilometri până joi, să știi mă care vrei. Plimbătești mai puțin. Și că un singur cetățean a reușit să facă 10.000 de kilometri într-o săptămână cu Hielo. Eu. Popa. Nu. La cine? Luțu. Fotbalistul, da. Am fost până în Anglia și înapoi. De 3-4 ori. N-a dormit deloc, nu? De teorie, asta e povestea. Acum și ce a făcut? 2-3. Nu mă, tați că omul era fotbalist, trebuia să dea ture la antrenament. Aia l-a băgat mașina pe... și s-a învârtit în jurul stadionului, exact. Domnilor, ce mai, ne vedem joia viitoare. Domnul Preda, domnul Laurențiu vă așteaptă aici cu tot poarta, ce înseamnă... Cu poarta închisă, că e frig, așa vă așteptam. Cu tot ce înseamnă reparații. Domnul Lupu, ne vedem duminică la filmări, să duci niște șoric. Facem. Dar știi cum fac? Stai că
mă duc sâmbătă dimineață, plec, mă întorc sâmbătă seara la Craiova și duminică dimineață mă duc înapoi. De ce? Am un pic de treabă sâmbătă seara în Craiova. Iau. De ce să mergi cu Opelul ăsta de consumă 5%? Vezi? Este singurul om care l-a cunoscut că ce faci, Cristi? Stau cu mașina pornită. Păi de ce că e august? Să-mi încarc telefon. Hai, ne vedem joia viitoare. Ceau. Seara frumoasă. Da, domnule, așa e, ce să mă... Bă...